Sunt tare curioasă să îmi spuneți cum ați început această activitate. De unde v-a venit ideea? Mă bucur că ne-ați ales pe noi, ne-ați trecut pragul. Ideea plantației de lavandă a venit cumva asociată unei cafele pe care am savurat-o pe terasa casei noastre. Din păcate, în acel moment, puteam să ne bucurăm doar de aroma lavandei din jurul terasei proprii. Dar cumva ne-am gândit ce-ar fi dacă în locul porumbului pe care îl contemplam în acele momente ar fi un câmp de lavandă. Și așa cumva lucrurile s-au întâmplat. Nu chiar așa cât ai bate din palme, deoarece s-a dovedit... Și nu atât de ușor pe cât ar părea. Ar părea, da. Noi am considerat în acel moment că am putea gestiona noi, lucru care nu s-a întâmplat, deoarece noi orășenii nu eram obișnuiți cu munca la câmp și a fost nevoie de ajutoare externe în acest scop. S-a dovedit plantarea lavandei mai dificilă decât ne-am fi așteptat. Dar datorită unor doamne din satele vecine care au fost dispuse să ne ajute, lucrurile au mers ca la carte, aș putea spune. Iar planta și pământul ne-au răsplătit cumva efortul mai repede decât ne-am fi așteptat. Ați început acum 4 ani, am înțeles. Da, am început acum 4 ani, deși pronosticul nu era ca în anul următor plantării să avem deja roade, adică lavanda să înflorească deja. Ea ne-a făcut o surpriză și a înflorit și a fost o minune, prima noastră cultură, prima noastră floare, primul nostru ulei esențial, prima picătură de ulei care, exact cum se și spune despre uleiul esențial, ne-a adus relaxarea bine meritată după o muncă destul de susținută. Așa la este. Care, sincer, nu ne așteptam, pentru că cultura noastră este tratată exclusiv manual. Săpatul, prășitul, culesul, toate aceste acțiuni sunt făcute manual. Culesul în special este o acțiune care poate ar părea floare la ureche, așa dacă te gândești, dar având în vedere faptul că ne dorim ca planta să-și păstreze cât mai mult proprietățile și cât mai bine proprietățile, este nevoie ca lavanda să fie culeasă în miezul zilei. Imaginați-vă că pe această căldură toridă e nevoie să stai aplecat și să culegi lavanda. Într-adevăr, te bucuri de aromaterapie, dar până direct într-un punct. Asta așa este. Dar apropo de început, v-ați documentat, ați citit pe net, prin cărți, ceva? Pentru că sunt câteva condiții de bază la înființarea unei plantații. Știu de exemplu că terenul trebuie să fie cumva în pantă. Terenul nostru chiar îndeplinea aceste condiții, era în pantă, este da. În pantă, este un sol argilos. Este o zonă unde soarele mângâie planta cât mai mult posibil, cât mai multe ore. Dar cum faceți udarea? Udarea, din fericire pentru noi, o face Dumnezeu de cele mai multe ori. Doar în verile foarte, foarte secetoase a fost nevoie să suplimentăm cu apă. Anul acesta, de exemplu, ne-a iubit foarte tare Dumnezeu și ne-a udat-o din plin. După cum vedeți, arată chiar minunat. De la un an la altul nu contenește să ne minuneze. S-a îmbogățit, ea a crescut, tufa a devenit mai mare. Evident, da. Tufele se îmbogățesc, devin din ce în ce mai mari și mai puternice, aș putea spune, rădăcinile. Într-adevăr, mai sunt zone în care e nevoie de completări, dar cumva tufele se întrepătrund și așa se creează această uniformitate de mov. Voi ați făcut plantația sau ați chemat la început pe cineva?
Nu, noi am făcut-o. Voi? Deci știați distanțe, știați tot cum se plantează. Am încercat cât de cât să respectăm ceea ce ne-a sugerat cel de la care am luat butașii. Butașii pe care i-am luat chiar din Timișoara. Cât mai durează înfloritul ăsta? Cam o lună de zile per total ne bucură pe an lavanda. În acest moment în care ați sosit dumneavoastră, suntem cumva pe sfârșit. Pe la mijlocul săptămânii, spre sfârșitul săptămânii vom recolta. Deoarece planta însăși ne spune care este momentul în care ar fi nevoie să o recoltăm. A început ca un hobby, ca o satisfacere a unor dorințe ale voastre. De aia puțin câte puțin se transformă într-o afacere. Investiția nu numai financiară, dar și în muncă este incredibilă. Gândiți-vă că această plantație a fost și este în general săpată de 20 de ori pe an manual. Gândiți-vă ce înseamnă ore în șir petrecute cu fundul în sus, ca să spunem așa, pentru a recolta această plantă minunată. Ce înseamnă orele petrecute la distilerie în așteptarea picăturilor magice de ulei esențial. Toate aceste lucruri necesită foarte mult timp și energie. Ne mai vorbim de faptul că oamenii care vin să ne ajute pentru săpat, pentru recoltat, e nevoie să fie recompensați. Dar din toate plantele faceți ulei sau vă păstrați și pentru buchețele? În mare parte, da. Planta este folosită pentru obținerea uleiului esențial, dar există două produse care rezultă prin distilare. Apa de lavandă, hidrolatul, și uleiul esențial. Pe lângă aceste produse folosim și planta ca atare. Din acest an avem și glampingul, unde m-am gândit să ofer ceva absolut inedit clienților noștri, saltelele cu lavandă, gândindu-mă cumva la străbunicul meu care avea salteaua lui de paie. Și am zis, dacă a existat acea saltea de paie, predecesoarea saltelei mele cu lavandă, de ce nu aș încerca și eu? Eu sper că acest lucru mi-a ieșit și ne-a ieșit, de fapt. Și cei care au venit să doarmă, să petreacă o noapte sau mai multe la noi, au fost încântați de această saltea minunată, da, și de confortul ei și de un somn liniștitor, odihnitor și aromat. Dar nu este singurul tău secret, mai ai ceva gustos, o înghețată? Da, o înghețată artizanală care este absolut deosebită. Sunt foarte încântată de ceea ce am obținut prin această înghețată. Am primit chiar pe lângă aprecierea clienților, care este absolut care au fost absolut minunați, am primit chiar și aprecierea unui șef bucătar. Deci limonadă înghețată, uleiuri. La fel, gemul de căpșuni cu lavanda a venit la Livada cu lavandă cumva tot așa dintr-un experiment. M-am gândit ce ar fi dacă. Puțin câte puțin ați ajuns până aici. Ok, e 2023. Care e pasul următor? Nu știu. Vom avea... Dumnezeu ne va transmite la momentul potrivit ce este nevoie să facem în continuare. Oricum, sunt fericită cumva că unul dintre copiii noștri și chiar și ceilalți, dar unul dintre ei este student la horticultură, și cu siguranță va prelua acest business și îl va face cu tot dragul, fiind la fel ca și noi îndrăgostit de natură, de pământ și dornic să facă ceva în țara noastră. Îți mulțumesc foarte mult, Oana, succes în continuare și sunt sigură că ne vom revedea în perioadele următoare să ne mai dezvălui din secretele lavandei.